am primit niște îndrumări de lumea nevăzută a spiritelor, care trebuia să mă duc la cimitirul... Cum pura mea se numește cimitirul de aici, nu știu. De Mânăștur. Din Mânăștur. Așa, de Mânăștur Zorilor, ca să mă întâlnesc cu cei din lumea morților, în care voi reveni în curând. Dar mai am o singură dorință pe pământ, care voi duce la îndeplinire cu ajutorul Domnului și Tatălui meu, Iisus, Iisus, Iisus. Cine crede că sunt nebun, să înșeală. Eu am Duhul celui atot puternic. De aceea ce îmi fac rău și ar vrea să mă înjosească cu lucrurile rușinii de care nu vor să afle, nu știu că împotriva mea nu poate să fie niciun lucru ascuns, că sunt Fiul lui Dumnezeu și am Duhul Dumnezeului celui atot puternic. Ha! Și ce s-a întâmplat atunci în joia aia, acum două săptămâni? Da. Trebuie să plouă întâlnire la... Așa. Întâi m-am băgat niște cutite acasă și am scris cu sânge pe pereți Râmaru, că sunt reîncarnarea lui Râmaru, a lui Jack the Ripper, Jack Spintecătorul și Gore. Mm-hmm. Dar eu sunt întruchiparea tuturor trei la un loc, înțelegi? Și a scris pe perete. A scris pe perete cu sânge. Ce am scris? Moarte lui Gore, că munceam la mormântare și Râmaru, Jack the Ripper. Uite și acum se mai vede, uite. Mm-hmm. Carmen, uite, scris cu sânge. Și a spărat. Și unde vrea să mergeți în cimitir acolo? În cimitirul mare, ca să mă întâlnesc cu o reuniune și unde trebuia să îmi dau câteva cuțite în gât ca lumea, ca să terminăm cu lucrurile. Însă, poliția a fost trimisă să mă oprească tocmai la fisc, am de... Fii atent aici! Am întâi de făcut ca să intru în istoria lumii. Deci intru nu în istoria României, cum stă acum. Intru în istoria lumii. Și cum întotdeauna, elevul și-a depășit profesorul și o să-l depășesc pe Râmaru și pe Jack the Ripper la un loc. Eu sunt Gore Spintecătorul. Dar de ce? De ce doriți să-i depășiți? Știi de ce? Din cauza la neveste. Ce v-au făcut? Ce? Au rupt pulele în ele. Să moară ce mai printers. Păi iau un viziun, vă la televizor. Toate lucrurile. Pac. Mm-hmm. Înțelegi? Și lucrurile acestea, eu mi-apreciez soarta și mulțumesc Dumnezeu pentru aia și voi duce lucrurile la îndeplinire cu ajutorul Domnului Iisus, Iisus, Iisus. Voi fi mâna judecății celor atât puternic pe pământ. Servus în pălări de continuăm. Bun, și ce s-a întâmplat? Păi au venit poliția, v-au luat. A venit poliția, v-au lovit? Cum să mă lovesc, că domnule, s-au purtat ca niște domni? Au fost domni, au vorbit frumos? Oameni care își fac dreptate. Ce poți să-i faci la un om care își bagă cuțitul în gât, că își bagă cuțitul în gât și moare și gata. Dar de ce ați vrut să vă băgați cuțitul? Asta nu înțelegem. De ce ați... Eu trebuia să mă duc să mor. Înțelegi? La reuniunea aia. Deci trebuia să fiu... Ați simțit așa? Ați auzit o chemare? Am auzit voce care m-a chemat. Vino la... Cum se zice ăla fără? La cimitirul din... La cimitirul din Mănăștur, acolo, așa? Pe sus, pe variantă. Mănăștur ăla, bun. Și... Eu m-am dus în casă, mai zifă, m-ai văzut în casă. Și a fugit, când m-am văzut că a fugit, m-a disperat și mai rău. Nu filmați, că nu vreau să apară. Nu filmă. Că după aia o recunoaște lumea pe la Playboy, pe la televizor. Nu, nici vorba. Și după aceea v-au dus la spital, acolo, la aici, pe... Deci s-au purtat bine, foarte, au respectat legea. Cum a fost acolo la spital? Ce ai văzut? La ce, la spitalul de nebun, zici? Da, aici, la clinica de psihiatrie, la... Sau cum îi zice, la... Eu nu sunt nebun, am nicio legătură, eu văd și aud clar. V-au medicii de acolo, au vorbit cu dumneavoastră? Au vorbit, dar ei nu înțeleg că cred că e o deplasare. Cum se numește fă ăla, ce i-a zis că? Histionic. Comportament histionic. Așa se numește, așa v-au spus de la... Da, și încă ceva, încă, deci o tulbură personalitate de două feluri, nu știu de care. Socială? Nu știu. Și după aceea v-au dus la parchet, așa de acolo când v-au externat. Da, la parchet s-a respectat judecata și voi respecta. Au vorbit frumos acolo? Ce v-au întrebat? Da, corect, în special, dar nu mai vorbim despre lucrurile astea. Și vedem, vom vorbi despre lucruri care vin pe viitor de la lumea care nu se vede. Că lumea care nu se vede nu e de lumea importantă, dar tocmai lucrurile alea să se întâmple. Dar iată că am o vedenie și văd cerurile deschise. Și cel ce guvernează pământul și cerul a dat putere îngerului ce ține cheia fântânii adâncului ca să deschidă fântâna adâncului. Și din fântâna adâncului am văzut și niște ființe care se amânau cu oamenii. Fețele lor erau ca oamenii.
Dinții lor erau ca dinții unor lei, iar ochii lor erau ca fulgerul. Din cozile lor ieșea foc frum și pucioasă. Împreună venea în urma lor locuința morților. Servus, v-am pupat, la revedere. Dar de unde cunoașteți textele acestea? Ați studiat Biblia? Ați studiat... Este cumva și din Apocalipsa, este o vedenie întruchipată care va fi... Dar le știți din memorie sau vi le dictează cineva? Nu, le știu și din memorie, dictează de pildă acum că va urma în scurt timp, nu știu cum, voi fi judecata celui atotputernic pe pământ. Voi fi mâna judecății celui atotputernic pe pământ. Va ploua cu morți. Va ploua cu morți. Știți, se vorbea atunci, în ziua aia, că dumneavoastră ați fi încercat să, cu soacra dumneavoastră, ați avut, nu, și erau tot felul de povești. Și vreau să vă întrebăm, da, sunt da. Adevărate? Sunt... Da, sunt adevărate, da, să zic că sunt adevărate. Am vrut să o fut cu ani în urmă. Da, e adevărat. S-a dat baba la mine să o fut cu ani în urmă și n-am vrut și uite, o am păcat belea. Că dacă te dăm vreo muie, ceva, să vezi că nu mai era așa. V-ați împăcat cu ea până la urmă? Nu vorbim. Nu vorbim. Nu vorbim, okay. Nu vorbim.